Doamnelor, domnilor, bun găsit la Prime Time. Pentru început, haideți să urmărim împreună principalele titluri ale ediției. Gheorghe Feneșer va fi desemnat prefect al județului Alba. Au apărut informații noi cu privire la deficitul înregistrat de bugetul local la sfârșitul anului 2012. Atenție șoferi, starea tehnică a mașinilor va fi controlată în trafic și anul acesta se va realiza harta surselor de apă potabilă din județul Alba. Pentru mai multe detalii despre aceste știri, dar și altele, rămâneți în Prime Time. Cu toate că încă nu a fost publicată nicio decizie în Monitorul Oficial, Gheorghe Feneșer va fi desemnat prefect al județului Alba. Acesta ne-a declarat că a aflat abia ieri despre această hotărâre. Fostul lider al conservatorilor din județul Alba va intra în atribuțiuni în 24 sau 48 de ore, după ce decizia va apărea în Monitorul Oficial. Gheorghe Feneșer este consilier local al municipiului Sebeș. Acesta va lăsa locul altui coleg după ce va fi numit în funcția de prefect al județului Alba. Fostul lider al conservatorilor din Alba s-a declarat surprins de nominalizarea făcută de ministrul Liviu Dragnea, însă a acceptat această funcție. Când a fost întrebat de priorități, viitorul prefect de Alba a zâmbit și ne-a declarat că priorități sunt foarte multe și nu știe cu ce să înceapă. Nu doresc să schimb nimic din ceea ce a fost bun și a fost pornit în prefectură. Doresc să continui toate proiectele bune. Doresc să, și sunt convins că pot să veghez asupra legalității, obiectivității și imparțialității. Din momentul în care a aflat că va deveni prefect, Gheorghe Feneșer și-a stabilit un obiectiv îndrăzneț. Totodată, cred că pentru toți cei din județ implicați politic, prioritatea numărul 1 în anul 2013 va trebui să fie atragerea capitalei regiunii la Alba Iulia. Este un lucru pe care ni-l dorim cu toții. Este un lucru deosebit de important pentru noi, ca cetățeni ai județului și pentru economia județului Alba. Cel mai probabil, Gheorghe Feneșer va fi numit în funcția de prefect al județului Alba în acest sfârșit de săptămână. Instalarea acestuia va fi făcută de către Constantin Cătălin Chiper, secretarul de stat pentru relația cu instituțiile prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Gheorghe Feneșer nu a fost instalat încă în funcția de prefect al județului, însă are planuri foarte îndrăznețe. Acesta își dorește să aducă la Alba Iulia capitala regiunii centru. Cu toate că va fi o luptă dură cu Sibiul și Brașovul, Feneșer crede că se poate realiza acest obiectiv și prezintă câteva tururi ale orașului nostru. Viitorul prefect al județului Alba are un obiectiv principal, să aducă în Alba Iulia capitala regiunii centrale. Chiar dacă va fi o luptă grea și dezechilibrată cu Sibiul și cu Brașovul, acesta crede că nu este imposibil de realizat acest plan. Să te lupți cu județe ca și Brașovul, Sibiul, Mureșul, care din punct de vedere economic toate sunt peste noi, din punct de vedere al numărului populației toate sunt peste noi, din punct de vedere politic al politicienilor cu funcții de răspundere în aparatul central au mult mai mult decât noi. Este o luptă aproape inegală. Dar eu vă spun că ideea mea practic este de a omogeniza întreaga clasă politică din județ și nu numai din județ. Am cunoștințe în județul Covasna și Harghita. Sper că, conform proverbului unde-i unu, nu-i putere, unde-i doi, puterea crește, sper că județele Covasna și Harghita să țină la județul Alba și să fie alături de noi. Pentru a deveni capitala regiunii centrale, Alba Iulia trebuie să fie votată de președinții consiliilor județene și de către primarii din județele Alba, Covasna și Harghita. Aturile municipiului nostru în viziunea viitorului prefect sunt Curtea de Apel, Agenția de Dezvoltare Regională Centru și Agenția de Dezvoltare pentru Pescuit, poziționate în municipiul Alba Iulia. Cu ajutorul președintelui Consiliului Județean Alba Ion Dumitrel și al primarului Mircea Hava, Gheorghe Feneșer este sigur că poate reuși să aducă această capitală în Alba Iulia. Acesta este de părere că cetatea poate găzdui sediul acestei capitale. Dacă Alba Iulia va deveni capitala regiunii centru, cel mai probabil sediul își va avea locul în clădirea Palatului Principilor. Direcția de Sănătate Publică Alba va realiza în 2013 harta surselor de apă potabilă din județul nostru. Cartografierea va permite astfel populației să afle care sunt cele mai bune izvoare și de unde își pot alimenta gospodăriile, iar informațiile de acest gen vin în sprijinul cetățenilor care de ani de zile consumă doar apă de izvor sau din surse necontorizate. Odată cu acreditarea laboratorului de analiză apei, Direcția de Sănătate Publică Alba își propune în 2013 să realizeze o hartă a surselor de apă potabilă. Această cartografiere va fi realizată cu sprijinul autorităților publice locale, care au obligația de a încheia contracte cu DSP Alba în vederea administrării acestor surse de apă potabilă.
Noi vrem ca în primul trimestru din acest an Direcția de Sănătate să realizeze o harta surselor de apă potabile din județul Alba. Administrațiile locale trebuie să cunoască acest lucru, trebuie să încheie contracte cu Direcția de Sănătate, fiindcă suntem instituția autorizată pe acest, și să intre în acel circuit normal al legii. După un an în care Seget a dat mari bătăi de cap agricultorilor și nu numai, izvoarele vor reprezenta surse importante de alimentare a populației cu apă potabilă, iar aceste surse vor fi cunoscute în mod public cu ajutorul datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Alba. Trecem la educație și vorbim de posturi vacante la Universitatea din Alba Iulia. Conferențiar universitar dr. Diana Câmpanie se alătură de noi și purtător de cuvânt a Universității din decembrie 1918 din Alba Iulia. Bine ați venit în prime time. Bine vă regăsesc și în 2013. Mulțumim că sunteți alături de noi. Mulțumim la fel. Veniți cu informații proaspete în această direcție și pe această temă a posturilor didactice vacante, însă în primul rând v-aș întreba câte posturi didactice sunt în prezent la Universitatea din Alba Iulia? Da, cum ne-am mai discutat problema aceasta a evoluției universității de la an la an, pot să vă spun că în momentul de față avem în cadrul instituției noastre 167 de cadre didactice titulare, raportate la un procentaj de 241 de posturi prevăzute în statele de funcție ale tuturor departamentelor din cadrul universității. Noi zicem că am sporit de la an la an, atât cât a permis legea, cât am putut să relaxăm condițiile pentru intrarea în sistem și iată acum avem și acest beneficiu, din fericire, acolo unde s-au întâmplat ieșirile din sistem cauzate de pensionarea cadrelor didactice, avem iată posibilitatea de a încadra 4 noi titulari. Așadar, 4 posturi vacante, da? Sunt mult mai multe posturi vacante, 4 posturi au fost aprobate pentru această scoatere la concurs pentru semestrul acesta al anului universitar. Așadar ar fi nevoie de mult mai multe posturi. Ar fi nevoie de mult mai multe posturi, dar cum știți, există acest blocaj pentru sistemul bugetar și deocamdată noi suntem încântați că avem această posibilitate și sunt posturi absolut binevenite, alocate unor departamente care realmente aveau nevoie de noi cadre universitare. Să și vedem despre ce departamente este vorba. Da, pot să vă spun că două dintre posturi sunt posturi de lector, sunt arondate Departamentului de Științe Exacte și Inginerești, un post de conferențiar, post alocat Departamentului de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, toate cele trei despre care am vorbit până acum sunt în cadrul Facultății de Științe, și un post de conferențiar, Facultatea de Istorie și Filologie, Departamentul Istorie, Arheologie și Muzeologie. Am înțeles. Când și cum vor fi ocupate aceste posturi vacante scoase la concurs? 4. Există o metodologie fermă din partea Ministerului, pe care în mod firesc o aplicăm întru totul. E un calendar care s-a fixat în baza noii publicări a posturilor în Monitorul Oficial. Pot să vă spun că toate cadrele didactice care vor încerca să ocupe unul dintre aceste posturi vor trece printr-o foarte severă grilă de selecție. Există un standard de performanță impus de minister. Au fost publicate recent în Monitorul Oficial din 27 decembrie noile criterii de performanță pentru toate tipurile de posturi, nu numai cele scoase la concurs, în general sunt criteriile minime solicitate și pe lângă acestea universitatea noastră are propria sa grilă de evaluare care atașează standardelor de performanță pe zona de cercetare și standarde de performanță pentru activitatea didactică propriu-zisă, incluzând chiar autoevaluarea cadrului didactic dacă este din interiorul unei instituții de învățământ superior, eu știu, evaluarea lui de către studenți, lucru foarte important în universitatea noastră. Deci se ține cont și de asta. Categoric, categoric. Așa încât noi am afișat deja pe site o grilă a activităților pe care le presupune acest concurs. Vor fi depuse dosare cu un conținut, repet, afișat, un conținut destul de complex, până în data de 28 ianuarie. Urmează apoi ca aceste dosare ale tuturor candidaților să fie validate de către oficiul juridic al universității, evident cu verificarea conținutului, cu verificarea îndeplinirii criteriilor minime de performanță. Pentru data de 12 februarie sunt programate cele două tipuri de probe, pentru că există în criteriile prevăzute de minister, în metodologia de concurs, există pentru funcțiile de lector și conferențiar și două tipuri de prelegeri. Una dintre ele prevede prezentarea de către candidat a unui proiect de dezvoltare personală pornind de la punctul de graniță
și evident cu o prezentare a activității sale, a evoluției până în acest moment. Și există și o a doua prelegere cu un conținut, să zicem, pur didactic alocat disciplinelor prevăzute din post. Respectiv, candidații vor primi cu 48 de ore înainte o tematică, o bibliografie și tot în data de 12 vor susține o prelegere de tip curs, pentru că vorbim de postul de lector și conferențiar, în fața colectivului departamentului și în fața unei grupe de studenți. În data de 13 vor fi comunicate rezultatele. Evident, putem discuta... Deci 13 februarie, 13 da? Februarie va fi prima comunicare a rezultatelor, urmată, cum prevede legea, de o perioadă pentru eventualele contestații, pentru depunere și soluționare de contestații, urmând ca în data de 21, în Senatul Universitar, noi primiți în sistem, viitorii colegi ai noștri, să își primească drepturile evidente. Au început deja înscrierile pentru aceste patru posturi vacante? Da, există deja afișată pe site-ul Universității metodologia. Avem până acolo când și câteva fișe, până data de 28 ianuarie, deci 28 ora ianuarie. 16. Dosarele de concurs se depun la Secretariatul General al Universității, unde vor primi evident un număr de înregistrare și vor fi sfătuiți dacă au nevoie pentru completarea fișelor de evaluare pe care noi le-am făcut standard. Suntem și foarte curioși de fie... numărul celor care se vor înscrie, însă cu siguranță asta o să vă putem să ne spuneți după data de 28, data limită așadar pentru înscriere pentru cele patru posturi vacante scoase la concurs. După data de 13 februarie, când se vor ști și rezultatele, aș vrea să ne gândim așa puțin la după acea dată și v-aș întreba dacă din punctul dumneavoastră de vedere, după ce cele patru posturi vacante vor fi ocupate, credeți că va fi o schemă piramidală completă a Universității din Alba Iulia și aici mă refer la un raport optim între toate grupele de cadre didactice. Ce spuneți. Acum, eu trebuie să vin să vă dau un răspuns pornind puțin mai de departe. Să știți că în instituția noastră a existat întotdeauna o politică de personal foarte corectă și care a gândit în perspectivă oarecum ceea ce va fi să se întâmple în sistemul universitar. Așa încât, într-adevăr, toate noile intrări în sistem ale tinerilor pe noi nu fac altceva decât să ne sporească, însă, vedeți dumneavoastră, există un procentaj foarte bine reglementat acum la nivelul universității. Pot să vă spun, dacă doriți, mi-am și notat, am bănuit că vom discuta și despre această așezare a posturilor pe grade didactice, zic. Pot să vă spun că în momentul acesta avem 23 de profesori universitari în universitate, este cea mai înaltă treaptă academică, 42 de conferențiari, 67 de lectori, 27 de asistenți și 6 preparatori. Poate că n-ar fi rău să spunem aici că în acest moment, din totalul acela de 167 de cadre didactice, 136 au deja statutul de doctor într-o anumită arie disciplinară, într-o anumită arie curriculară, într-o anumită știință, ceea ce este foarte important. Adică s-a mers foarte mult pe o selecție calitativă a personalului care intră în sistemul academic. Acum, dacă punem problema aceasta a întineririi, pentru că probabil acolo am încercat să aducem discuția, avem cadre didactice tinere, uite să o luăm așa, un corp didactic tânăr. Sau sunt împărțiți? Eu spun că suntem un colectiv, să zicem, tânăr. Am să vă spun doar un singur indiciu și probabil că telespectatorii noștri vor putea aprecia cumva și din interior, dacă vor veni să ne cunoască. Am să vă spun că în cadrul universității sunt 36 de cadre universitare sub 36 de ani. Respectiv 15 lectori, 15 asistenți și 6 preparatori. Dar, vedeți, am încercat să beneficiem și de o prevedere a metodologiei privind statutul doctorandului în România și acestor 36 de cadre didactice, zicem noi tinere și foarte tinere, li se adaugă și 12 doctoranzi, bursieri, care în baza reglementărilor au și activitate didactică, respectiv seminar și laborator, cât se poate înainte de a dobândi titlul de doctor într-o anumită știință. Oameni care au foarte multă experiență.
Prin urmare, zicem că suntem un colectiv tânăr, cei mai mulți dintre noi suntem crescuți și formați aici. Însă există și inevitabilele doze de tristețe pricinuite de plecarea maestrilor. Zicem noi din nefericire pentru sistemul de învățământ Alba Iulian, iată, își spune cuvântul, această reglementare care face ca de la o anumită vârstă să nu mai putem permite intrarea în activitatea didactică, iată, curentă a marilor profesori universitari. Însă, pe de altă parte, există și o mare șansă, aceea de a fi putut păstra pentru programele doctorale. Așa încât toți marii noștri profesori care s-au pensionat pot să țină în continuare activitate în cadrul școlii doctorale. Prin urmare, noi beneficiem de experiența acestora și de aceea vă spuneam că e o complementaritate foarte frumoasă între maeștrii și ucenici, cei care încercăm să venim din urmă, și e mare lucru să poți să ai lângă tine un dascăl care realmente să te formeze. Ori în universitatea noastră să știți că funcționează foarte serios acest principiu de a crește împreună, de a învăța atunci unii de la ceilalți. Potrivită. E formula potrivită, da. Fără animozități, fără niciun fel de atitudini care ar putea să strice bunul mers al activității didactice în instituție. Am înțeles, vă mulțumesc foarte mult pentru informații. Să vorbim puțin așa pe scurt și despre studenți. S-au întors în băncile facultății în aceste zile și urmează sesiunea pentru ei în scurt timp. La sfârșitul săptămânii care urmează va începe perioada de sesiune. De altfel, încă de săptămâna viitoare, studenții pot să opteze pentru a-și da examenele de tip colocviu, de verificările pe parcurs. Urmează într-adevăr perioada de sesiune, să știți că am chiar discutat asta și cu studenții mei, nici nu știau dacă să se bucure foarte mult că s-au terminat sărbătorile, era și o stare de dor, mai ales în ceea ce privea pe cei care au fost plecați departe de Alba Iulia, dar e o atmosferă lucrativă, i-am văzut foarte dorni să se pregătească, se bucură, iată, pentru întâlnirile cu ceilalți colegi, cu noi. Noi e mai greu după sărbători, dar ușor. Să-i scoatem de sub zona de stres. Vedeți, noastră, într-o instituție precum universitatea, noi mereu am discutat acest aspect. Nu nota pe care un student o primește la examen este neapărat factorul care realmente îl evaluează. Pentru că în momentul în care lucrezi cu el un semestru, cu oricare dintre studenți, poți să dai măsura calității lui din activitatea pe care el o desfășoară pe toată durata semestrului. Așa că noi mereu l-am spus că ținta nu trebuie să fie nota, ci ținta trebuie să fie informația cu care rămâne în buzunarul vieții. Practic, îi formăm pentru asta niște mai profesii important. Categoric. Așa că noi sperăm să fie o sesiune fericită pentru toți. Pentru că și noi avem satisfacțiile ea, pe da. Care, în mod inerent, le are orice profesor când vede că ucenicul a reușit să crească. Cu siguranță. Vă mulțumesc foarte mult pentru informații. Vă mai așteptăm oricând. Cu mare drag. Și studenților le urăm de acum rezultate bune și subiecte cunoștințe ușoare, multe. Și frumoase. Așa o sesiune e. Plăcută și cu folos. Cu siguranță vor fi. Vă mulțumim încă o dată. Și noi, trecem mulțumim. La alte subiecte. După ce au fost închise în aprilie 2011 de guvernarea Boc, Spitalele Oroșenești ar putea fi repuse în funcțiune de nou legislativ. În județul Alba, trei astfel de spitale se află pe lista de așteptare. Cel din Baia de Arieș, Zlatna și, nu în ultimul rând, cel din Ogna Mureș. Între timp însă, clădirile spitalelor au primit o altă destinație. Iar acum, în lipsa personalului medical calificat, redeschiderea acestora pune mari semne de întrebare. Soluții există, însă, și unele foarte benefice, atât pentru sănătatea cetățenilor, cât și pentru veniturile administrațiilor publice. Totul ține, până la urmă, de strategia noului guvern. Pentru ca cetățenii români să beneficieze de servicii medicale de calitate și la standarde europene, noul guvern își propune să redeschidă în 2013 fostele spitale orășenești. La ora actuală, în vechile spitale există câte un centru de permanență care oferă servicii medicale primare. Spitalul de la Baia de Arieș este practic transformat într-un azil de bătrân foarte frumos și există o secție externă a Spitalului Județean Alba. Cel de la Zlatna are un potențial foarte mare, spun asta și că a fost director. Apropierea de la Alba îl face pasibil la transforma într-un spital de cronici, ca să fie un debușeu pentru Spital Județean Alba. Există un centru de permanență de urgență, un serviciu de ambulanță la Zlatna. Trebuie să vedem împreună și cu administrația, împreună cu direcția, să găsim soluțiile de a
porni un centru de cronici sau de geriatrie. La Ocna Mureș, clădirea spitalului este într-o stare foarte bună și a reintrat în posesia administrației locale. Dotarea tehnică este de asemenea bună, însă lipsesc cu desăvârșire medicii. Dincolo de voință și putință de a hotărâ și de a dori de către comunitate, direcție, minister, oameni politici, redeschiderea spitalului, ne confruntăm cu o problemă majoră și de impact. Nu avem medici. În momentul când nu ai medici, fiindcă cei care au fost, personal a fost redistribuit, alții medici au plecat în alte localități și au format viața lor acolo, este foarte greu să aduci acel număr de medici să deschis spitalul. Cu toate acestea, în Ocna Mureș, lucrurile ar putea sta mult mai bine. Lacurile de apă sărată concentrată din zonă pot constitui o sursă extraordinară de venituri pentru administrația locală dacă în localitate s-ar redeschide băile sărate. Spitalul de la Ocna Mureș, eu personal îl văd un centru fiziobalnear modern pentru județul Alba. Ocna Mureș este un oraș balnear. Există la 2 metri sub pământ acolo cea mai pură și mai sănătoasă apă sărată, băile sărate. Ar trebui reactivat pentru emblema județului Alba acest aspect. Astfel, odată cu redeschiderea băilor sărate la Ocna Mureș, banii pensionarilor care aleg să meargă în stațiuni balneoclimaterice ar putea intra în visteria administrației publice locale, iar județul Alba s-ar putea mândri din nou cu o stațiune de tratament și recuperare. Doamnelor, domnilor, luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim cu noi informații. Ne întoarcem foarte repede, rămâneți cu noi! Să trăiesc mai mult, vreau să nu mai strănut. O tabletă de iubire, vă rog. O doză de ceva, puterea de a spera. Sunt rețeta pentru viața ta. Farmacia inimica te da. Copichit încarcă o gamă largă de cartușe negru și color. La Copichit ai încărcare cartușe laser cu 40 de lei TVA inclus. A patra încărcare este gratis, iar la a șasea încărcare schimbarea cilindrului este gratuită. Te așteptăm pe Bulevardul Transilvaniei numărul 25, iar pentru informații suplimentare poți apela numărul de telefon 0258 835 951. Spălătoria Auto Thomas se extinde pentru ca tu să beneficiezi de calitatea serviciilor noastre în cel mai scurt timp posibil. Cosmetic auto, curățat tapiserie, poliș faruri, poliș stopuri, spălare motor, spălat interior și exterior. Spălătoria Auto Thomas. Pentru spălat interior și exterior primești cadou ceara, parfumul și soluția pentru cauciucuri. Spălătoria Auto Thomas. În spatele Casei de Cultura Sindicatelor din Alba Iulia. Spălătoria Auto Thomas. Preocuparea noastră este mașina dumneavoastră. Mățișor, s-a întâmplat ceva? Sunt cu mașina la spălătorie. Soțul tău suferă de palpitații? Protejează-l altfel. Aspacardin te poate feri de palpitații. Tu ți-ai luat azi pastila de inimă? Întreabă medicul despre protecția de lungă durată a inimii. Aspenter. Zi de zi, de zi. Și tu de pe 1001cosmetice.ro pentru frumusețea ta. Redirecționează 2% din impozitul datorat statului către Asociația Non-Guvernamentală Maria Beatrice în vederea dotării cu echipamente medicale a Complexului Sociomedical Maria Beatrice din Alba Iulia. Lunar 25 de copii din municipiul Alba Iulia și județul Alba beneficiază de servicii de recuperare pentru afecțiuni neuromotorii, osteoarticulare și musculare, temporare sau permanente, inclusiv cele datorate accidentărilor.
settle for her when a letter arrived. The center of Christianity is to be seen so that there must be... Pentru a conferi un statut aparent legal acestui jaf, mulate cu atacurile puternice ale inamicilor din Transilvania. Dacă vrei să fii la curent cu cele mai noi tendințe vestimentare și cu ultimele noutăți din domeniul frumuseții, urmărește Agenda cu Stil. Sunt Teodora Maier și îți dau întâlnire în fiecare sâmbătă de la ora 20:30 la Alba TV. Doamnelor, domnilor, ne-am întors în prime time, continuăm știrile. La conferința de presă PNL Alba Iulia, care a avut loc la sediul formațiunii politice, s-a discutat despre hotărârea de Consiliu Local din data de 7 ianuarie privind majorarea taxelor și impozitelor cu 16,05%. Atât președintele PNL Alba Iulia, Gabriel Pleșac, și deputatul Dan Coriolan Simedru și-au exprimat vădit nemulțumirea față de modul în care s-a votat majorarea taxelor. Președintele PNL Alba Iulia, Gabriel Pleșa, alături de ceilalți consilieri locali care s-au opus majorării taxelor și impozitelor chiar din ședința extraordinară din data de 7 ianuarie, a declarat că USL Alba Iulia va propune organizarea unei noi ședințe extraordinare în vederea reducerii taxelor la nivelul din 2012. Acesta i-a acuzat pe cei din aparatul primăriei de inducere în eroare și lipsă de transparență. Noi considerăm categoric că în ședința extraordinară din 7 ianuarie am fost pur și simplu mințiți și subliniez acest cuvânt, mințiți de cei din aparatul de specialitate a primarului și chiar de conducerea primăriei în ce privește această ordonanță și această lege cu privire la mărirea taxelor și impozitelor locale. Știți foarte bine și ați înregistrat pe peliculă faptul că doamna directoare de la taxe și impozite locale ne-a prezentat un act chiar în fața dumneavoastră care spunea că este publicat la monitor oficial și aveți această înregistrare. Știți foarte bine că primarul Mircea Hava a spus că obligatoriu se indexează la 3 ani de zile și într-adevăr legea este așa cu inflația, da? Iar domnul consilier Bogățan a zis că doar o simplă formalitate trebuie să îndeplinim, pentru că, de fapt, hotărârea este luată și va trebui să creștem taxele și impozitele locale. Ați văzut foarte bine că s-a introdus pe ordinea de zi, invocându-se faptul că joi, adică astăzi, 10 ianuarie, se deschid ghișeele și că oamenii care vor să plătească pentru a beneficia de acel 10%, acel discount de 10%, trebuie să știe ce sumă să plătească și să nu revină la ghișeu pentru a primi bani înapoi sau pentru a mai da alții bani. De asemenea, Gabriel Pleșa a mai declarat că legea nu era apărută în monitorul oficial și că a apărut a doua zi, acuzând-o subtil pe directoarea Direcției de Taxe și Impozite Alba Iulia, Anuța Șinar, care a venit cu o copie a legii, care spune dânsa era publicată în monitorul oficial, dar nu a sosit în teritoriu. S-a dovedit că în acel moment nu era publicat nimic în monitorul oficial, a apărut abia a doua zi, adică a treia zi, în nouă, ieri s-a publicat la monitorul oficial. Legea este foarte clară, dă libertatea consiliilor locale să hotărască în marja 10-20% dacă se măresc sau nu impozitele și taxele locale sau dacă rămân la nivelul anului 2012. Sigur că da. Categoric știind toate aceste lucruri, noi eram împotriva măririi taxelor și impozitelor locale. De altfel, chiar și fiind induși în eroare atunci, dacă vă aduceți aminte de intervențiile noastre, noi am zis că nu am fi de acord în condițiile în care economia merge cum merge, nivelul de trai este cum este, faptul că încă economia nu s-a repornit suficient de bine, situația generală a populației, starea populației, am zis că nu suntem de acord cu măriri de taxe și impozite în anul 2013.
Directoarea însă are dovada legii publicate în Monitorul Oficial. Însă, la acel moment, ordonanța de urgență care dădea libertatea consiliilor locale cu privire la majorarea taxelor și impozitelor nu era făcută publică, deci dorința de amânare a votului era justificată de către consilierii care s-au opus. Era publicat în Monitorul Oficial. Îmi pare rău că domnul consilier scria sus Monitorul Oficial. Uitați-o aici. Stați că revin acum. Nu, cum am aici. Uitați, 28 decembrie, hotărârea. Cum era chiar publicată. Eu le-am dat-o, eu am scos-o de pe site, că nu ajunsese oficial hârtia de la București la Alba Iulia sau în alt oraș ale țării, este una. Dar că nu pot să spun că nu era publicată în Monitor Oficial. Deci este în 28 decembrie publicată în Monitor Oficial. În ceea ce privește acuzațiile aduse de consilierii locali privind documentația adusă în ultimul moment la ședința de Consiliu din 7 ianuarie, directoarea Anuța Șinar a încercat să explice situația. Cum comentați declarațiile consilierilor legate? Eu nu comentez declarațiile consilierilor. Ce puțin ei au spus că dumneavoastră v-ați grăbit și că proiectul a fost supus la vot, să spunem, în gabă, datorită lipsei documentației și documentația care a fost adusă doar atunci. Într-adevăr, atunci ne-am dus cu ea pentru că eu am lipsit joia și vinerea. Eram în concediu de odihnă. Și colegii mei nu s-au uitat pe Monitor Oficial să vadă, dat fiindcă noi încă nu am deschis cu publicul, de asta nu s-au grăbit, pentru că ei au zis că lasă că vine șefa și se poate rezolva când vine ea. Și când a venit, într-adevăr, n-a fost trecut prin ședința de comisie, pentru că aia a fost vinerea. Eu m-am dus mai repede, dar pentru că nu s-au seroxat și nu s-au, așa, ați fost și voi acolo, ați văzut că numai câțiva ori au avut, după aia n-au avut ceilalți și asta a fost tot. Deci nu am vrut să ne sustragem ședinței de specialitate comisiei, doar că nu am fost în oraș în aia. Deputatul Dan Coriolan Simedru, prezent și el la conferință, a criticat dur aparatul primăriei și deciziile luate în grabă fără o documentare solidă în prealabil. Dacă eu aș fi fost prefect în acest moment, cu certitudine aș fi cerut anularea hotărârii de Consiliu Local. În primul și în primul rând pe procedură, pentru că este incorrect și sfidător față de niște oameni care au primit votul cetățenilor și au fost aleși, să li se arunce materialele de ședință în ziua ședinței înaintea votului. Și nu la toată lumea, ci numai la liderii de grupuri. În condițiile în care legea spune foarte clar care este procedura. Oamenii vin la Direcția de Taxe și Impozite cu întrebări. Unii vor să știe dacă se majorează sau nu taxele și vor plăti doar atunci când știu sigur. Alții au plătit deja în necunoștință de cauză. V-ați interesat de... M-am interesat cât am de plătit. Și concluzia? Ce știți legat de majorarea taxelor? Am ascultat pe premier că s-a lăsat la latitudinea consiliilor locale. Și ce o să faceți în cazul acesta? O să plătesc, când am altă soluție. Pentru asta am venit și am întrebat, ca să știu la ce să mă aștept. Și ce vi s-a răspuns? Intră majorare de 16%, 16,5% am înțeles, și nu se știe exact dacă plătesc acum taxa respectivă să nu o retragă. Și atunci mai bine aștept o săptămână, două săptămâni, să văd exact să retrage sau nu. Și peste două săptămâni să beneficiați încă de reducerea 10%. Până la 1 martie, am înțeles. Da. Până la 1 martie. Ați plătit cu majorarea sau cum? Majorare? Cum ați plătit impozitul? Păi nu știu, am dat buletinul și mi-a zis să plătesc și am întrebat cu cât e majorat și a zis cu 16,5. Dar nu știe exact. Știți că s-a emis ordonanța de urgență de la guvern care lasă la latitudinea consiliilor locale dacă majorează sau nu impozitul. Și se va vota luni în ședința de Consiliu Extraordinar, probabil, da, v-ați găbi puțin. Nu-i nimic, că rămâne atunci în cont. Am înțeles. Banii rămân în cont, nu se pierd, din câte știu. Da. În concluzie, ne așteptăm la convocarea unei noi ședințe extraordinare, cel mai probabil luni 14 ianuarie, în care se va vota aproape sigur revenirea taxelor și impozitelor la nivelul anului 2012. Au apărut informații noi și cu privire la deficitul înregistrat de bugetul local la sfârșitul anului 2012. Gabriel Pleșa, președintele PNL Alba Iulia, a declarat că are documente care arată lipsa de transparență a aparatului primăriei și că deficitul provine din penalizări aplicate de Uniunea Europeană pe anumite proiecte din bani europeni.
Dacă directoarea economică Teofila Țăr nu a detaliat în ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 7 ianuarie cauzele deficitului bugetar de aproape 4.500.000 de lei, adică 45 de miliarde de lei vechi, spunând că este vorba doar de niște sume neîncasate, Gabriel Pleșra a spus pe baza unei surse pe care nu a dezvăluit-o că este vorba de penalizări serioase din partea Uniunii Europene. Vreau să vă mai spun un lucru. Sigur că înțeleg necesitatea primăriei de a mări taxele și impozitele locale, pentru că în ședința extraordinară din 7 ianuarie, la punctul 1, am votat acoperirea acelui deficit imens de 42, aproximativ, dacă mi-aduc bine, 42 de miliarde vechi, rezultat din bugetul de pe investiții de anul trecut. Dacă vă aduceți aminte, la întrebarea colegului meu, consilierul Daniel Zdrăin, a întrebat-o pe doamna directoare economică de ce nu s-au încasat acele sume sau care este, de ce este acest deficit? Dânsa ne-a explicat foarte frumos că nu s-au încasat niște sume din, de la proiectele de pe fonduri europene. Da? Vă aduceți aminte foarte bine cei care ați fost acolo sau ați urmărit materiale. Și domnul consilier a întrebat, nu cumva este vorba și de niște penalizări pe care Uniunea Europeană vi l-a dat pe acele proiecte. Nu, nu este vorba. Este vorba de niște sume neîncasate. Doar în urma controlului efectuat de Comisia Europeană și de Ministerul Dezvoltării, atunci chiar condus de doamna Elena Udrea, dacă nu mă înșel, primăria Alba Iulia are următoarele penalizări. La pasajul dinspre Sebeș, respectiv pasarela, la contractarea lucrării 426.000 de euro, 5% din contract, la dirigenție de șantier 4.000 de euro, 5% din contract. La reabilitarea străzilor din centru, la contractarea lucrării, penalizări de 808.000 RON. La proiectul drumul spre Micești, la contractarea lucrării, 575.000 de RON. La dirigenție de șantier, 2.500 de RON. La drumul la ieșirea spre Cluj, la dirigenție de șantier, 2.500. Și acum urmează cele mai mari sume, la cetatea Alba Carolina, latura de vest, la contractarea lucrării, 9.870.000, 25% din valoarea proiectului, și la cetate, zona interioară, deci reabilitarea zonei interioare a cetății, la contractarea lucrării, 8.790.000, adică 25% din lucrări. Banii care desigur vor fi acoperiți din buzunarul contribuabililor, a spus Gabriel Pleșa, care a vorbit deschis despre incapacitatea celor din aparatul primăriei care se ocupă de aceste proiecte. Dacă o să aveți curiozitatea să adunați aceste sume, doar acestea sunt aproape 19 miliarde lei vechi, adică jumătate din deficitul pe care, din nefericire, a trebuit și va trebui să-l acoperim noi cetățenii din buzunarul nostru, pentru ce incapacitatea, sau da, pot să o numesc așa, celor care se ocupă de aceste proiecte, de a rezolva corect aceste licitații, aceste, mă rog, dirigenții de șantier și, mă rog, să respecte procedura pe care Uniunea Europeană ne-o impune. Și vreau să vă mai spun un lucru. Din nefericire, pot să vă dau vestea că mai există și acum niște sesizări care sunt în curs de verificare și s-ar putea să mai avem niște penalizări la proiectele în desfășurare. De asemenea, președintele PNL Alba Iulia a declarat cu uimire despre salariile pe care le-au încasat cei responsabili de aceste proiecte. În condițiile în care, pot să vă spun și verificați pe site-ul primăriei, pentru că nu vă spun minuni, există oameni în primărie, adevărat nu foarte mulți, care pe proiecte, da, și se pot vedea declarațiile de avere și interese, pe proiecte, da, în cursul anului 2012, au încasat 1.147.165 de lei salarii. Ceea ce înseamnă peste 100.000 de lei salarii pentru că sunt angajați pe anumite proiecte. Având în vedere sumele încasate, Gabriel Pleșa se întreabă cine va plăti pentru aceste penalizări. Vin și întreb, dacă acești angajați ai primăriei, nu vreau să-i numesc altcumva, câțiva, nu știu câți ori fi, 10, 20, o să verificați dumneavoastră, încasează sau au încasat asemenea sume mari pentru zilele noastre. Sunt sume care depășesc ale multor directori de instituții și vin și întreb, cine va răspunde pentru aceste penalizări de contracte? Noi, cetățenii din Alba Iulia, care trebuie să scoatem banii ca să acoperim acest deficit?
Conform acestor declarații cu surse dovedite, se pare că atât banii publici cât și cei europeni sunt administrați cu lipsă de responsabilitate de către cei avizați să o facă într-un mod responsabil. Astfel, fondurile ar putea fi direcționate în dezvoltarea economiei municipiului și nu în plata penalizărilor către Uniunea Europeană, în condițiile în care se vrea ca Alba Iulia să devină capitală europeană. Gripa nu dă târcoale populației județului Alba. Încă din luna octombrie 2012, de la începutul perioadei de monitorizare a populației și până în prezent, în județul nostru nu a fost înregistrat niciun caz de îmbolnăvire cu gripă. În schimb, în prima săptămână a noului an au fost internate aproximativ 50 de persoane cu viroze respiratorii, iar alte 67 de persoane au fost depistate cu pneumonii severe care au necesitat supraveghere medicală. În prima săptămână a anului 2013, peste 100 de persoane au trecut pragul cabinetelor medicale, prezentând probleme ale căilor respiratorii. În urma consultațiilor, mai puțin de 50 de persoane au fost internate. Scoate în evidență faptul că au fost, ca afecțiuni ale căilor respiratorii superioare, un număr de 1055 de consultații, dintre care au fost internate 49 de cazuri. Grupa de vârstă cea mai afectată, deci cu cele mai multe consultații, număr de consultații, a fost cuprinsă între 15 și 49 de ani, deci populația activă. Pe când cele mai multe internări se înregistrează la grupa de vârstă mică, 0-4 ani. În schimb, 67 de persoane afectate de pneumonie au fost spitalizate în primele 10 zile ale anului, cei mai afectați de această boală fiind și de această dată copiii cu vârsta până în 4 ani. S-au înregistrat un număr de 191 de consultații, dintre care au fost internate 67 de cazuri. Tot așa, cele mai multe internări se înregistrează la grupa de vârstă 0-4 ani. În județul Alba, până la această oră, nu s-a înregistrat niciun caz de gripă. Din cele aproximativ 9.000 de doze de vaccin antigripal, peste 5.000 de doze au fost administrate anul trecut persoanelor cu risc crescut de îmbolnăvire. Guvernul a amânat din nou o decizie în privința modificării sistemului actual de taxare a proprietarilor de autovehicule. Ministrul Mediului Rovana Plumb a cerut în ședința de ieri executivului amânarea acestui subiect. Potrivit vicepremierului Liviu Dragnea, ministrul Rovana Plumb a mai cerut o amânare pe această temă pentru că e foarte importantă. În aceste condiții, taxa de primă înmatriculare și taxa de primă vânzare auto rămân încă în vigoare, o decizie fiind amânată și în ședința de săptămâna trecută a guvernului. Premierul Victor Ponta a anunțat recent că taxa de primă înmatriculare auto va fi înlocuită cu un timbru de mediu, pentru care proprietarii de vehicule vechi și poluante vor plăti mai mult, iar deținătorii de vehicule noi vor plăti mai puțin sau chiar deloc în cazul mașinilor hibride electrice. Suspendată de fostul guvern, doar până la începutul acestui an, taxa de primă vânzare auto este din nou obligatorie începând cu 1 ianuarie. Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România propune guvernului mai multe măsuri pentru protecția mediului și atragerea de venituri la buget, precum renunțarea la taxa auto, aplicarea unui impozit anual diferențiat, reducerea rovinietei și majorarea primei de casare. Atenție șoferi, starea tehnică a mașinilor va fi controlată în trafic în perioada 10-20 ianuarie. Acțiunea derulată de către Direcția Rutieră a Poliției Române și Regia Autonomă Registrul Autoromân are în vedere reducerea cauzelor generatoare de evenimente rutiere cu consecințe grave. În perioada 10-20 ianuarie, Direcția Rutieră a Poliției Române și Regia Autonomă Registrul Autoromân vor acționa la nivel național pentru reducerea cauzelor generatoare de evenimente rutiere cu consecințe grave, produse pe fondul defecțiunilor tehnice ale autovehiculelor. Concret, polițiștii și specialiștii reare vor verifica buna funcționare a mecanismului de frânare și a sistemului de direcție, a instalației de iluminare semnalizare, precum și a reglajului acesteia, legalitatea montării și utilizarea luminilor de altă culoare sau intensitate, a dispozitivelor ori accesorilor de avertizare altele decât cele omologate. De asemenea, se va verifica autenticitatea seriilor de identificare a vehiculelor, concordanța datelor înscrise în certificatul de înmatriculare cu caracteristicile tehnice, deținerea inspecției tehnice periodice și valabilitatea acesteia, precum și utilizarea anvelopelor de iarnă și uzura acestora. În cazul în care se constată defecțiuni tehnice de natură a pune în pericol grav siguranța circulației, autoturismele respective vor fi imobilizate. Doamnelor, domnilor, întâlnirea noastră se încheie aici. Sunt Andreea Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, dacă sunteți martorii unui eveniment care ar putea deveni știre, transmiteți-ne informațiile dumneavoastră la adresa de e-mail contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371 020000. Urmează știrile din sport și datele despre starea vremii. O seară bună, pe curând!
Bine v-am găsit la știrile din sport. CSU Alba Iulia se pregătește pentru un retur de campionat care se anunță a fi unul extrem de dificil. Chiar dacă au scăpat de seria meciurilor grele, având în vedere că returul cu Târgoviște programat la Alba Iulia este reprogramat pe data de 27 februarie, staful își dorește o pregătire bună pentru o clasare cât mai prielnică la final. Formația de basket feminin din Alba Iulia s-a reunit cu efectivul complet. Lotul nu a suferit modificări, nefiind perfectate transferuri sau plecări de la echipă. Tocmai pentru acest lucru, Petru Eleș crede că obiectivul poate fi atins mai ușor. În primul rând pentru că ne dorim continuitate, pentru că am învățat din greșelile, să zic așa, trecutului și la Satu Mare și aici anul trecut, că nu totdeauna schimbările sunt benefice. În al doilea rând, eu personal și staful tehnic, credem în jucătoarele care sunt aici, au demonstrat cel puțin a doua jumătate a turului că sunt capabile să obțină rezultate bune și suntem convinși că putem, cu ce avem aici, să ne atingem obiectivele. Directorul sportiv al clubului crede că CSU Alba Iulia are de câștigat foarte mult din cauza reprogramării jocului cu fetele din Târgoviște. Meciul era programat inițial pe data de 23 ianuarie, însă în acea zi formația de pe locul secund al Ligii Naționale de Basket are meci în cupele europene. Astfel CSU evită să joace meciurile de foc consecutiv. Cu toate acestea, disputele cu Satu Mare din deplasare și cu Aradul de pe teren propriu se anunță foarte dificile. Asociația Județeană de Fotbal Alba a dat publicității numele jucătorilor din Liga a 4-a, a 5-a și a juniorilor care au marcat cele mai multe goluri în acest tur de campionat. Chiar dacă s-au marcat foarte multe goluri în toate competițiile, cei care pășesc în atenția tuturor sunt juniorii cluburilor aflate în această competiție. Cea mai importantă competiție organizată de Asociația Județeană de Fotbal Alba este Liga a 4-a. În acest campionat, situația golgheterilor la finalul turului stă astfel. Pe prima poziție se află recidivistul David Romică de la Cupri Roma Brud, golgheterul antitră al competiției. Acesta a reușit să perforeze plasele porților adverse de 15 ori în tur. Fotbalistul este urmat de Cristi Bodea de la Energia Sășcior, marcatorul la 13 goluri, și de către Gică Gorone, atacantul liderului CSO Cugir, marcator la 12 goluri din acest tur de campionat. Într-o partidă transmisă de către Alba TV, Goronea reușea să marcheze împotriva echipei CSO Gnamureș numai puțin de 4 goluri. Tot în Liga a 4-a, însă în campionatul destinat juniorilor a 1, primele 3 locuri ale clasamentului golgheterilor sunt ocupate de Marius Bota de la Performanța Alba Iulia, având 24 de goluri, Casian Cristea de la Rapid CFR Teiuș cu 20 de goluri și Bogdan Ciubucă de la Metalul Aiud cu 19 goluri. În Liga a 5-a, seria 1, Ionuț Chețan ocupă prima poziție cu 23 de goluri, fiind urmat de Raul Mihalțan și Marcel Dobârtă, cu 16, respectiv 15 goluri. În seria a doua, Vali Marc este lider cu 21 de goluri, fiind urmat de atacantul formației Industria Galda de Jos, Alexandru Cioară, cu 16 reușite și Valentin Drăgan, cu 12 goluri. Seria a treia, Ligia a cincea, cuprinde 6 golgheteri poziționați pe primele 3 locuri. Pe poziția a doua, cu câte 10 goluri de fiecare, stau jucătorii Ioan Trăscăian, Cătălin Oană și Valentin Fălămaș. Ultima treaptă este ocupată de jucătorii Ioan Gheorghiu și Florin Cristurian, fiecare cu 9 goluri marcate. În campionatul juniorilor, Silviu Iacșa, jucătorul Unirii Alba Iulia, conduce detașat clasamentul, având numai puțin de 52 de goluri marcate. Acesta este urmat de Ioan Cochiș, cu 20 de reușite, și Mai Răzvan, respectiv Vlad Constantin, cu 19 reușite. Tot de la Unirea vine și primul loc al golgheterilor în campionatul juniorilor. Adrian Târsână are 28 de goluri, fiind urmat de Mihaiu Dragoș și Dariu Petruse, cu 19, respectiv 13 reușite de fiecare. De departe, golgheterul cel mai detașat vine din campionatul juniorilor E, unde Radu Pocol de la Viitorul Abrud are nici mai mult, nici mai puțin de 55 de reușite în turul de campionat. Acesta fiind urmat de Vlad Rusu de la Unirea cu 19 reușite și Alex Baci de la Rival Alba Iulia cu 17 reușite. Acest lucru nu poate decât să bucure întreaga suflare fotbalistică din județul Alba, iar faptul că juniorii marchează foarte mult și pe deasupra o fac și spectaculos, ne duce cu gândul la un fotbal de calitate pe viitor în județul Alba. Atât din sport pentru astăzi, ne revedem mâine la aceeași oră. Nu uitați să rămâneți alături de Alba TV.